Țânțarii, muștele sau șobolanii de la noi sunt și ei europeni și nu mai pot fi uciși ca până acum. Legislația europeană interzice utilizarea produselor chimice care afectează atât mediul înconjurător cât și oamenii. Substanțele biocide trebuie să facă acum parte din dotarea oricărei firme de dezinsecție, dezinfecție și deratizare. Avantajele sunt multe. Costuri mai mici pentru afaceriști și protecție mai mare pentru animale, plante și oamenii care le folosesc. Ei, astea eu trebuie să le pun cu grijă, pentru că sus am un furaj, am fân pentru căi și nu pot să pun oriunde. Deci trebuie să le pun pe la ambinări, pe la țiglă, pe la grins, pe unde să nu ajungă pe fân. Ajunge pe fân, ajunge și în burta cailor. Așa procedează oamenii acum, dar lucrurile trebuie să se schimbe. Un tun de ceață model 2007. Țânțarii sau muștele nu au nicio șansă de scăpare, însă pentru oameni sau alte animale din apropiere nu există niciun pericol. Aufgrund dieser unheimlich hohen Geschwindigkeit wird dieses Präparat zerrissen in feine schwebefähige Teile und raustransportiert bis zu 100 Meter weit. Deci particulele care le împrăștiezi merg până la 100 de metri distanță, dacă nu bate vântul, și este împotriva țânțarilor, muștelor, căpușelor la locuri deschise pe câmp, insecticidă. Pentru tot și nu afectează omul. Sunt ecologice și nu mai fac rău oamenilor și altor categorii de animale. Am văzut că ele sunt foarte selective, sunt folosite numai pentru dăunătorii sau vectorii pentru care sunt făcute. Asta este un lucru foarte bun. Pentru că majoritatea aveau compuși chimici reziduali care afectau mediul înconjurător, au contribuit și ele, într-adevăr, într-o mai mică măsură față de ceilalți poluanți industriali, la degradarea mediului înconjurător. Deci eficiența celor de până acum era limitată la 2 săptămâni. Substanțele prezentate, respectiv biocidele din gama FOG 1, FOG 5, au o remanență de până la 6 luni, ceea ce înseamnă costuri mult mai mici pentru utilizatori. Și ne trezeam, de exemplu, că putem să folosim un insecticid pentru distrugerea țânțarului, de exemplu, care știm toți ce înseamnă să ai țânțarul în preajma ta, dar în același timp se distrugea și fauna piscicolă, se distrugeau și celelalte vietăți, libelula, da? Folosirea acestor substanțe nu distruge decât larva de țânțar. Chiar și reprezentanții primăriei Ploiești sunt interesați ca în oraș dezinsecția și deratizarea să fie făcute potrivit normelor europene. Sunt produse de ultimă oră, sunt produse avizate de Ministerul Sănătății, un număr de 20 de produse, și sunt produse care pot fi folosite și acasă, dar și în spitale, și în școli, și în grădinițe, și la locul de muncă, și pe terenuri, după cum ați văzut. Produse care nu sunt toxice, care nu influențează sub nicio formă negativ organismul uman. În silozuri, depozite și brutării unde gândacii, șoarecii sau muștele sunt la el acasă, un simplu spray ne poate scăpa repede de probleme. Deci se apasă singur pe buton și se lasă în cameră, se închide ușa și se pleacă. Printre biocide în curs de avizare la Ministerul Sănătății este și un dezinfectant abia apărut în Europa. Dezinfectant garantat împotriva transmiterii virusului HIV, tuberculozei și altor ciuperci.